Pe 11 noiembrie 1996, la ora 13, la librăria Sadoveanu, a avut loc lansarea acestei cărți. Lumea văzută în român rupt în fund, a apărut la editura Pro. Așa cum spuneam într-o altă emisiune, Pro TV-ul, care sigur era lui Adrian Sârbu și avea și editura Pro Adrian Sârbu, a vedeți, am debutat la editura lui. A făcut o emisiune, de fapt, Florin Călinescu, de dimineață, în ziua în care urma să lansez cartea. Acțiunea Pro TV este explicabilă, într-un fel, pentru că era o carte scoasă la editura Trustului, editura Pro. Mai puțin normală, dacă mă gândesc bine, sau mai puțin banală, este emisiunea care a fost dedicată de TVR seara, la știri, la jurnal, lansării cărții. Deci, seara de 11, TVR-ul a dat un reportaj de la lansarea cărții. Ia să ne uităm împreună la acest reportaj. Vă atrag atenția că prezentatoarea este Gabriela Firea, reporterul este Adrian Fulea, care era, nu știu, un reporter, era extraordinar atunci. Ia să vedem. Subtitlul Lumea văzută de un român rupt în fund, cunoscutul publicist Ion Cristoiu și-a editat notele satirice din străinătate. Personajul, însuși autorul, este un român amărât care nu-și poate permite să facă pe americanul la Paris. Drumurile lui Ion Cristoiu, cuprinse în volum, au trecut, între altele, pe cheiurile Tamisei, pe plaja de la Copacabana și în Rio de Janeiro. Lansarea cărții a avut loc astăzi la librăria Mihail Sadoveanu din capitală. Locul a fost neîncăpător pentru prieteni și admiratori. Volumul a apărut în condiții grafice deosebite, cuprinde privirea unui nonconformist asupra locurilor celebre ale lumii. Ion Cristoiu povestește cum a fost victima numeroase pățanii care de care mai trăstite. Deci aș începe prin a spune eu, criticul Ion Cristoiu, că scriu cu oarecare teamă despre prozatorul Ion Cristoiu, dat fiind faptul că fiind jurnalist ar putea da oricând pe prima pagină a evenimentului zilei cu o caricatură. Din 1990, Ion Cristoiu a publicat săptămânal câte un editorial până în iunie 92 și de 4 ani câte o rubrică zilnică în evenimentul. Faima jurnalistului a făcut pe mulți să uite că directorul ziarului cu cel mai mare tiraj din România este și scriitor. Are editate cărți de proză satirică, volume de eseuri și ediții critice. Prin Lumea văzută de un român rupt în fund, Ion Cristoiu revine la dragostea dintâi, literatura. Deci, stimați telespectatori, repet, dacă ProTV avea o justificare comercială, din coace, gestul TVR este cu atât mai deprețuit de mine, cu cât nu scosese nimic la TVR. Ce este foarte interesant, că aici este că acest reportaj, din câte ați văzut, care arată și, într-adevăr, a fost o nebunie, dragă, era și în noiembrie, 96, mă rog, eram după 4 ani de evenimentul zilei, cred că de aia și venise la așa de mulți. Problema este că TVR-ul, la vremea respectivă, eu conduceam evenimentul zilei și evenimentul zilei era în prima linie a războiului cu Ion Iliescu. Regimul Iliescu avea în subordine TVR-ul. Cu toate acestea, TVR-ul a dat un reportaj de la lansarea cărții mele. Stimați telespectatori, uitați-vă, sunt Ion Cristoiu, da? Lansez cărți, da? Puteți să-mi spuneți și mie un moment în care TVR-ul acestei coaliții PSD-PNL, condus de unul Turturică, unul care nu are alt merit decât faptul că este finul lui Pahonțu, un tip, Lucian Pahonțu, care este șeful SPP și care când se vor face de cont, că o să plece și Emil Constantin, nu cred că o să candideze, gata, atunci veți vedea ce a însemnat acest om pentru
ce răuri a făcut România. Și a avut conflicte și cu serviciile secrete și cu ăsta, cu ăsta, pentru că el este țuțărul familiei Iohannis. Țuțărul. Adică vrea doamna, nu știu, Mure, nu știu care, din Norvegia, imediat îi aduce țuțărul, da? Gavrilă Marinescu al regimului Constantin, al regimului Clausă. Și l-au pus pe acest turturică. Stimați telespectatori, ați văzut dumneavoastră ceva despre mine la TVR? Deci, încă o dată, la vremea respectivă, Ion Iliescu era regimul FSN, guvernarea PDSR, da? Și conducerea televiziunii era PDSR-istă, da? Eu, Ion Cristoiu, eram un mare adversar și ziarul și eu al lui Ion Iliescu, al PDSR-ului, al teoretic al celor care puseseră conducerea televiziunii. Cu toate acestea, TVR-ul lui Iliescu, de pe vremea respectivă, a dat un reportaj despre ziaristul, cel mai mare adversar al lui Ion Iliescu. Nu era obligată, da? Nu era o chestiune de campanie electorală. Putea să nu trimită, putea să nu dea. Am zis, ProTV-ul a dat că era editura trustului. Faptul că au dat și foarte frumos, în care ați văzut, da, acolo a spus că eram scriitor cu tare, cu tare, arată că pe vremea lui Ion Iliescu a fost mult mai multă democrație decât acum și că, în general, conducerile de dreapta ale televiziunilor și când a venit CDR și când a venit Traian Băsescu și acum și cu Iohannis sunt de tot, cum să zic, adică sunt cele mai ticăloase. Este PSD-iste, nu, când au venit, cum, Ciocărzan. Încă o dată, uite, la vremea respectivă, repet, unul Ion Cristoiu, cel mai mare adversar din presă al lui Ion Iliescu, s-a lansat o carte. Nu era obligată cu nimic televiziunea să dea reportaje, și-a lansat cartea aceea. Sigur, gazetarist era important, că a fost întreaga atmosferă, Cristoiu, care era ziarist, era acum și scriitor, eram o vedetă a vieții publice la vremea respectivă, gazetariștii trebuia dat, da, dacă te gândești la TVR de acum. Ați văzut undeva la TVR în ultimul an măcar o vorbă, bă, e unul Cristoiu, da? Nu știu care, nu știu, ia interviu premierului sau nu știu, face nu știu ce sau, nu știu, a lansat o carte când a lansat cărți. No. Bun. Și acum, dacă ați observat, v-am spus, o regăsiți aici pe Gabriela Firea, prezentatoare. Cora Muntean, când a văzut acest filmuleț, a zis, opa, la vremea respectivă era moda coafură de, zicea, contabile de la CAP. Și mi-a trimis, și o să vă dau o arăt acum, o legitimație, când era ea la evenimentul zilei la vremea respectivă, și poza ei arată tot o asemenea, cum să zic, un asemenea permanent. Deci, prezentatoarea, moderatoarea este Gabriela Firea. Este un bun prilej pentru mine să-mi amintesc, să trec în revistă, cum să zic, relația mea de gazetar cu Gabriela Firea. Cu Gabriela Firea am făcut prima acțiune, sau cum să spun, comună, a fost foarte interesant, Gabriela Firea. În 2009, din câte știți, am plecat de la sinteza zilei și de la interviu, pentru că simțeam că sunt inclus într-o campanie, într-o conspirație anti-Băsescu, la care eu nu vreau să fiu. Chiar dacă nu înjurasem până atunci pe Băsescu, nu pot să fiu. Adică, eu făceam emisiuni critice la sinteza zilei, seară de seară, dar ăsta deja intrau într-o campanie aia, Coaliția Politico-Mediatică împotriva lui Băsescu și n-a vrut. Gabriela Firea avea o emisiune, producătoare era Ligia Enache. Ligia Enache a fost o producătoare, nu era numai prietenă cu Gabriela Firea, o producătoare excepțională.
Adică chiar o, cum să zic, o gânditoare a acestor emisiuni. Atunci Gabriela Firea m-a invitat să fiu, e aproape ca invitat permanent, la emisiunea ei care o avea ea. Deci eu nu mai eram cu Sinteza Zilei, mă înjura Badea și ăia și eram la ea. Și tot ea era, nu mai țin minte, avea ceva revista financiară sau cam așa ceva și acolo, uite, am avut și niște editoriale. E un bun prilej acum să rog pe colaboratorul meu de la America, domnul Cătălin, să le caute editorialele și pe cele de la, nu știu, revista financiară. Cu Gabriela Firea, moderatoarea, îmi aminte, cea mai puternică amintire este cea din 1900, din 2004, da, era 2004, da? În care Gabriela Firea făcea o emisiune electorală. Era campania pentru primărie și în cadrul acestei campanii se bătea Mircea Joană dinspre PSD cu Traian Băsescu dinspre, nu știu, PD-ul, dreapta, da? Și eu eram invitat, adică la Gabriela Firea a invitat diferiți candidați și la un moment dat trebuia să vină Mircea Joană și atunci era cu publicul ăla, cum făceau ei pe vremea, făceau emisiuni electorale foarte bune. Și mi-a zis, m-a rugat să vin să, cum ar veni, comentator al dialogului pe care îl ducea ea cu domnul Mircea Joană, repet, candidat la primăria București. M-am pregătit de m-am rupt. Adică eram specialist, nu mă pricepeam la administrație locală. L-am contactat pe domnul Pădure, care fusese primar și să-mi spună toate șmecheri, posibilele căi prin care poți frauda ceva la primărie. Știam pe de rost. Băi, pregăti. M-am dus la emisiune și după primele două, trei răspunsuri date de Mircea Joană, mi-am dat seama că este absolutamente plutitor. Plutitor, habar n-avea și sigur o să spune, bă, dar de ce n-am zis? Nu știu, mi s-a făcut așa milă. Bă, zic, ce rost are, pierdem timpul, da? Nu, nici nu l-am laudat, nu l-am criticat. Făceam la vremea respectivă și eram la Realitatea director. Am zis, deci făcusem, am uitat, deci această emisiune nu era aia din 2009, era, deci cu, era când 2004. Și la, când eram director, aveam și eram director la Realitatea și aveam și emisiune și era obligatoriu, ceea ce acum nu mai este, eu în primul că eram de dimineață până seara, nu există, trebuie să stai acolo și toți cei care veneau la alte emisiuni, noi aveam o sală de protocol și moderatorul venea și spunea, domnul Cristoiu, în sala de protocol este și domnul Popescu sau domnul Traian Băsescu, în care vreți să stați de vorbă și la mine automat mă duceam eu ca conducător, dădeam mâna cu ăla. Normal, nu eram obligat, că nu era emisiune. Și Traian Băsescu atunci era, fusese cu o zi sau două înainte, era și la el emisiune electorală cu Joană și erau cu mai mult și domnul Băsescu se dă cocoș. Are o boală, de, nu știu acum, de bărbat, adică când e cu mai mult, se dă cocoș. Și s-a legat de mine. Că eu sunt cu Joană, că m-a plătit și cred că am strigat la el, pentru că eu de obicei nu strig acolo de față și dacă strig la Traian Băsescu, imediat devine cu minte. Și atunci s-a vrut filmul dintre mine și Traian Băsescu, pentru că ți-e simpatic. Îl admirase în felul în care îl dăduse jos pe Petre Roman, cum modernizase PD-ul. Țin minte că eram la, cred că la Cotidianul și eram Marcela Ferraru redactor și fusese o iarnă grea cu din ăsta. El era ministrul transporturilor, dacă nu mă înșel, și Marcela Ferraru era la el și el a pus mâna pe Marcela Ferraru a pus mâna Marcela, eu eram pe la Buzău prin zăpezi, prin ăsta și
Domnul Traian Băsescu, care era ministru, i-a zis, Marcele, dă-mi telefonul să vorbesc cu domnul Cristoiu, să spun să întoarcă acasă sau să rămână în Buzău, să nu treacă mai departe, că rămâne în podmolit. Mi-am să merg. Și într-adevăr n-am trecut și am rămas la hotel la Buzău. Deci eram relații buni. Și atunci s-a rupt filmul, pentru că, repet, mă acuză până drept. Bine, vrea să și teste și de electoral. Doamna Gabriela Firea a ajuns apoi PSD-istă. Și cred că era chiar senator. Și nu știu, mai țin minte, bune vom avea, că peste tot avea în România. O tocam, cred că aveam la evenimentul zilei, editorial zilei. Și o tocam de nu se vedea. Și ea a făcut un gest frumos, m-a sunat într-o zi și mi-a zis, eram chiar la bibliotecă. Aveți ceva cu mine, ne știm de atâta vreme și într-adevăr ne știam și până la urmă s-a ajuns așa la, pe vremea lui Dragnea, multe din întâlnirile cu Dragnea, când era el în opoziție, Dragnea mă invita să stăm de vorbă, în opoziție, că după ce a ajuns premier, n-a mai existat pentru el. Era și Gabriela Firea, care era purtătoare de cuvânt la PSD. După asta, în timpul pandemiei, am avut interviuri cu domnia sa. Au fost și momente când, mă rog, ea era politicoasă, ziua mea de naștere, imediat întâmplă. Deci, o cunosc pe Gabriela Firea de atâta vreme. Nu știu pe soțul ei, știam pe soțul anterior. Nu, ca așa cum fac cu toată lumea, nu am prietenii, nu cunosc, adică nu, în afară de întâlnirile oficiale n-am avut. Cu toate acestea i-am luat apărarea pentru că mie mi s-a părut că era a fost o conspirație prin care ea a fost dată jos. Dar, repet, mă întorc acum, această carte, despre această carte, TVR-ul lui Ion Iliescu a dat un reportaj. Și în bun prilej pentru mine, că să vă citesc câteva din titlurile din această carte, prin volum. Da, ia să vedem, numai titlurile care spune tot. O clasă de copii oligofreni, Parlamentul englez, Forțele Armate Coralele URSS, interzis a striga ura pe terasă domnului din Milano, da? O inutilitate rentabilă, turnul Eiffel, falsul bocet al Hiroshimei, chiciu din dealul Capitolului, ca sunt o mină de cărbune, aeroportul din New York. Asta am văzut, să văd în 96, că acum în 2000 și nu știu, 2020 sau 2018, a scris și în America crispată și Donald Trump, jucător la Monte Carlo, deci am jucat odată, o să povestesc aici și o să povestesc și acum. Acum am văzut doar o bucățică din Gioconda, Căratul în China, tragedia leului britanic, niște lorzi caii britanici, prin dormitoarele Casei Albe, șahul vâră o monedă în burta și Herezadei, o daneză confundă perenița cu preludiu, vânzător de fluiere la Paris, deci sunt Cozile imperiale de la Moscova, Elvis Presley de la Pisar, numai titlul le spune atitudinea mea așa mai în răspăr față de lumea pe care am văzut-o. Mulțumesc, la revedere!